să vă întreb încă ceva. Cât ați lucrat pe Buceagul Albastru? Deci l-ați dus în 66 și ați lucrat până în... Până în 70. Când ați luat pe la Vernilu? Până am luat pe Vernilu, dar n-am făcut că... cam așa am lucrat. 66, 67, 68, 69. 4 ani și ceva și atunci am luat pe Vernilu și... Nu, am lucrat din 66 cu Buceagu până în 78. Deci 12 ani. 12 ani. 12 ani de cursă lungă. Da, și după aceea atâta mele erau cursele interurbane, că nu vreau să meargă, să temeau. Odată când am adus Vernilul, cela care l-am dat la tata, am fost în Arad și am încărcat pentru Dorohoi. Niște palpatoare, era prin septembrie, cam așa ceva, august-septembrie, cam așa, până septembrie, cred că. Și eu trebuie să merg la Dorohoi. Vin în coloană, taxez, îmi dă bonuri, tăți, și numai mă trezesc că vine Nicu Moraru, era revizor tehnic, și pune lanțul la ușă și zice, nu mai pleci. Dar de ce să nu mai pleci? Nu mai pleci. Mă mânerane, zice, bai, mă, vine soriță, ce-i bai, domn? Mă, zice, trebuie să mei la București, ia că o dat telefon Aradu că trebuie să mei la București. Cum să merg la București când eu sunt încărcat pentru Dorohoi? Ia că, zice, Juc nu poate să margă, Juc de la Ineu, de la Țeleuș, a început să plângă, că cum să margă el la București, că nu știe să margă la București. Și atunci a descărcat mașina de la mine, cu oamenii, că erau niște palpatoare de scos feclă, le-au descărcat de la mine de pe mașină, le-au pus la sela, dar pus zic, cum mă duc, amu, ieri am cerut vremea de-am încărcat, amu, iară cer vremea să încărc, mă zice, îți dau 16 ore de regie, zice șeful, dar ce duci, mă duc. Când mă la Arad, păi zice, trebuie să mergi la Timișoara, că de la Timișoara trebuie să încherci pentru București. Niște erau niște de astea care se bagă site care se bagau în incubatoare. Era expoziția la Casa Scânteiei la București și trebuia să ducă sitele pentru incubatoare. Mă duc acolo, ajung în Timișoara la ora 1 și ceva, păi zice, nu-i gata până pe seară, pe la 7-8, mă cheamă directorul la el în birou, domnule, avem o cameră de oaspeți, se hodinește aici și nu știu ce. Ce să dormi tu în căldură de iulie, ziua? No, pe la 7 și ceva, 9, cam așa am gătat, am încărcat și am luat-o pe Lugoj. Lugoj Ilia, că pe dincolo, pe la porțile de fere, erau drumurile reale, rupte, toți erau sparte. Și am fost aici și la ora 1 jumătate am ajuns în cează la București. Ce încărcătură, că n-au avut 300 de chile, de așa Buceagul nou s-a dus, toate pensele le-am urcat cu patra cu el, cu cauciucuri de 8-25. Și pe Vernilu l-ați avut, de 8-25? Da. Mergea foarte. I-am locomit pe ele că mă crapă mult la pens și la pantă cu cauciucuri mari ce urci greu. Da. Deci cu Vernilu ați ajuns și la Casa Scânteii. Da, da. La expoziție. Am fost la Casa Scânteiei cu el, am fost la Constanța, am fost la Galați, am fost la la Vatra Dorni, am fost la Baia Mare, am fost la Sighetul Marmației, pe toată țara am umblat-o. Cu Vernilu câți kilometri ați făcut, mai țineți minte, până la Casare? Au fost o 300 de mii de kilometri, peste 300. 300 de mii. Da, și am schimbat odată cămășele și pistoanele, că vibrochen n-am schimbat până atunci când l-am schimbat, de l-am dat la Băneriu. Și după 100 de mii de kilometri se perforau cămășele și scăpa presiunea în baie, știi? Și 100 de mii rezistau. Poate că rezistau ele, mă, dar când mereai 7-8 ore într-una fără să oprești, numai de-ai mâncat și iar ai mers, ele s-au ruzat. Da.
Ați tras o viață întreagă pe drumurile țării. Da. Dacă ați mai fi încă o dată tânăr și dacă ar fi vremurile de atunci, v-ați mai face șofer? Tot șofer m-aș face, da. V-a plăcut meseria? Da, m-a plăcut foarte mult și am avut grijă de mașină, eu am avut electromotor rezervă, am avut carburator rezervă, am ștanga n-o lipsit de la mine de pe șasiu niciodată. Așa era și tata. Am venit odată de la Târgu Mureș și pe Piatra Craiului am întâlnit unul de Timișoara. Era cu piston spart. Tot cu vernii lui erați atunci? Da. Măi, prietene, zice, n-ai o ștangă. Bam, dar ce? Ia, zice, mi s-o spart un piston și aș găsi cine să mă coboare până la Huedin, dar n-am ștangă. Și, ia, că dau eu. Și scoate să-mi dai 100 de lei pe mine. Mă, zic, nu îmi dai atâta. O litră de monopol, că eu cu atât o fac în fabrică, o ștangă de remorcat, că tu mai ai de cheltuit acolo. Și dau, îmi dă 25 de lei, vin aici, eu o litră de monopol, litra de monopol era cu 21 de lei. Eu o litră de monopol, când intru acolo la sudori, unde se descarcă oxigenul, mă, ar bea gura voastră ceva. Deci unul este făcută gata. Și s-o aduc și... Dar doi monopolul sunt de-aia de răștangă de... Da, așa a fost șoferia atunci. Da. Spuneți-mi, cum ați văzut coloana de la INEO, colegii, șeful de coloană, cum au fost așa? Tata îmi spunea că ați fost ca frații. Da, foarte buni prieteni am fost toți la oaltă, dar am avut între noi unii invidioși, care era și de el, n-ar fi mărs numai până la două, la trei, și-ar fi avut grijă să pretenții să câștige ca tine care ai venit mâineză acasă. Și am avut de ăștia care erau invidioși. Am pățit odată, am făcut revizie în coloană la INEO, la vernilul acela. Și cineva m-a distrâns șurubul de la pompa de ulei. Și mergând de la către Arad să încărc, o pic o zburat filetul de la șurubul de reglaj de la pompa de ulei, era pe stânga acolo. Și numai sunt că sunt ăsta mașina. Eram pe drum drept între Horea și Arad, o lăs încet, mă dau jos, ce să mai învârt la manivelă. Mă uit și bă, când m-am uitat, văd că nu-i șurubul de reglaj acum. Și atunci o bujie de 18 se fixa exact pe gaura aceea. Și am găsit un arc acolo care l-am băgat pe șurubul și acolo la dispozitivul acela și am stat acolo, ia că doar vine careva de către Arad înapoi să mă duc. Când acolo mișc după ce s-a răcit și motorul mere. Și ce să vedeți, pornesc. Mă, dar până nu bate, nu mă. Mă, la Arad și încărc și n-am avut treabă cu el. S-a strâns așa că nu a fost forțat, că eu nu forțam. 48, 50, 55, așa circulam cu mașini. Deci n-ați fost vitezoman? Nu. Și am prevăzut orice, nu m-am băgat în depășirea prost, nu... Da, șoferii de atunci au fost mult, mult mai calculați, da. Și cu capul pe umeri decât cei din ziua de astăzi. Condus preventiv, liniștit. Dintre cele trei buceaguri noi pe care le-ați dus, care v-a intrat mai mult la suflet? Pentru că întotdeauna există o mașină care... Tăci ori fost. Acela 12, 11, acela, cu acela am câștigat mai mulți bani. Acela o ținut cu casa. Vai de capul meu, cum era, cum vă spun, mi-era rușine între colegi să semnez statul de plată.